După ore în șir de percheziții și audieri, Mihai Matei, omul de afaceri din Câmpina, a fost reținut de procurorii de Neaploiești. Există un lung șir de acuzații care îi se aduc, prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene, instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani în formă continuată. Și soția lui este cercetată și a fost plasată sub control judiciar. Cei doi sunt cercetați într-un dosar de fraudare de fonduri europene cu prejudiciul de 2 milioane de euro, fapte comise în perioada 2010-2013. Alte trei persoane au calitatea de suspecți. Domnul Matei, ați făcut deturnare de fonduri europene? Cum comentați acuzațiile? Haideți. Sunt 2 milioane de euro. Surse judiciare au spus că soții Matei au refuzat să dea declarații procurorilor, invocând dreptul la tăcere. Omul de afaceri va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, fiind reținut marți seara. Cum pledați? Sunteți vinovați sau nu? Ați deturnat fonduri europene? Nu vă nimic. Se pare că societatea Matero AMA a avut contracte și cu instituții publice, chiar și contracte de dezăpezire cu Consiliul Județean Prahova. Ieri, procurorii DNA au efectuat percheziții domiciliare în 5 locații situate în județul Prahova, reprezentând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice. Matero AMA a elaborat două proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv creșterea eficienței energetice a Centrului pentru Producerea Mixturilor Asfaltice și Centru pentru Producerea Betonelor și mortarelor.